ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face brioșe sărate. Pentru asta avem nevoie de 2 ouă, sare și piper după gust. Am ardei de 3 culori aici, ciuperci tăiate din conservă, șuncă de curcan, cașcaval ras și măsline negre și verzi. Batem sarea, ouăle cu sarea și piperul. La 2 ouă adăugăm 2 linguri de făină și puțin praf de copt. Le amestecăm. Acum luăm cu mâna din fiecare ingredient și umplem și procedăm așa până terminăm toate ingredientele. Acum luăm o lingură din compoziție și umplem cam pe 3 sferturi. După ce am umplut brioșele, punem deasupra cașcavalul ras mai adăugăm pentru decor niște ardei. Și acum băgăm brioșele sărate la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 10-12 minute. Brioșele sunt gata. Au stat la cuptor 12 minute. Asta depinde de cuptorul fiecăruia, cât de bine coace. Uitați ce bine arată, ard. După ce să răcească puțin, nu e necesar de tot, ne puteți servi ca aperitiv. Sper că v-a plăcut rețeta mea și vă aștept în continuare și cu alte rețete. La revedere!